Bună dimineața, bine v-am găsit. Începem săptămâna tare frumos alături de invitata dragă sufletului nostru, dar cu siguranță și dragă sufletului vostru, Cornelia Ștefăneț, Fulguța. Bună dimineața. Bună dimineața. Intenționat așa te-ai îmbrăcat? Da. Serios, bine, este o adevărată sărbătoare că în sfârșit am revenit la voi. O, da. Vreo 2 ani. Am avut noi interviurile astea online, dar nu e aceeași. Nu. Ultima vreme te vedem tot în alb, ba mireasă, ba ce se întâmplă? Așa, este o perioadă senină, frumoasă, pozitivă, de ce nu? Este o culoare care mie îmi place foarte mult. Și te prinde. Mulțumesc. Deși, da, ai dreptate, ultimul timp cam mult. Ziceam de videoclipul în care te-ai filmat alături de soțul tău, alături de Adriana Ochișanu, Igor Cuciuc și multă altă lume bună, în care tu ești mireasă. Da. Te-ai descurcat foarte bine. Mulțumesc. Cum a fost la filme? A fost foarte greu, pentru că pentru fiecare moment se lucra... Și a fost lung așa clipul. Da, s-a lucrat, cred că peste 20 de ore s-a filmat. Uh-huh. Pentru fiecare moment s-a lucrat foarte, foarte minuțios. Dacă nu era bine, mai repetam, deci reveneam. Eu am încercat să păstrez pozitivismul și am zâmbit tot videoclipul. Ai trăit cumva, adică ai fost fix camerezele, se trezesc la 5 dimineața și încep să-și facă coafura și până a doua zi fără somn. Așa? Și seara nu mai puteam de picioare. Că o mireasă adevărat. Ți-a plăcut experiența? Că ai fost un fel de actriță? Da, adică da. Un fel de chiar actriță, adică mi-a un rol. Mi-a plăcut și eu, de fapt, întotdeauna mi-am dorit, am avut cumva așa o dorință să merg și pe această cale, cale actoriei și de ce nu poate să fie un început. Foarte bine. Ați fost foarte credibil și tu și Adriana cu Igor, niște nași superbi. Nu știu dacă găseați mai buni. Și găina de la final. Și mult a fost, da, și găina și replicile, a fost totul foarte bine. Mulțumim. O provocare interesantă. Da, o frumos provocare interesantă, deosebit, un proiect inedit, noi tare ne dorim poate să mai continue. Desigur. Da, și... Botezul. Da, cineva spune acum mătria. Mătria, botezul tot acolo. De altfel, noi suntem la început de săptămână, ultima săptămână din acest an și evident facem totalurile. Cum a fost anul pentru tine? Un an foarte frumos, plin cu de toate. Am avut și evenimente și concerte am mai apucat. Și Sânduța am mers în clasa 1. Toată mare, așa. Da, și cumva toate așa foarte, foarte multe. Și acum, la sfârșit de an, chiar suntem într-o febră și mai mare de pregătiri pentru un concert deosebit care urmează să avem mâine. Avem un spectacol extraordinar la Palatul Național cu Orchestra Floraș. Închideți stagiunea cumva. Cu Etno Republic, exact. Este ultimul concert al anului și tare ne dorim să punem un punct de exclamare așa. Adică nu era să zicem frumos. Știi, pe ultima 100 de metri de regulă se întâmplă toate, voi v-ați zis, a, și un concert ar trebui la sfârșit de an. Ce vă lipsește? Un concert mare la Palatul Național. Dar sărbătorile cum vă prind acasă? În acest an o să plecăm din nou peste hotare. Anul cântați. Trecut am fost acasă. Anul ăsta plecăm din nou, dar în Irlanda. Irlanda. În Dublin cântăm cu mare drag. Pentru e mare diaspora de acolo. Este foarte mare și chiar anul trecut ne-au lipsit și ei nouă și noi lor. Aha, deja e mai mult decât... Pentru 4 sau 5 ani consecutiv, noi mergeam fiecare an de Revelion acolo. Wow. Și eram cumva deja o familie, știam fiecare cum, ce piesă iubește. Ce s-a mai schimbat de timp, ce copil a mai apărut pe lume. Merge și fata cu voi? Sânduță? De această dată nu. Cu bunica rămâne. Cu bunica și cu bunicul rămâne. Tăticul meu a revenit acasă de peste hotare și o să fie acasă cu pisica noastră, cu Kitty, o să fie toți împreună. Noi însă o să mergem să muncim, după care o să mergem împreună într-o mini-escapadă în munți, dacă o să fie totul bine și sănătos. O să fie totul bine. Asta contează. O să fie totul bine. Hai să vezi. Ziceai că a fost un an plin cu de toate, inclusiv concerte, apariții și asta e foarte bine. Chiar decât 2020, un pic 2021 a fost mai bun cu noi, sau poate noi ne-am obișnuit cu pandemia asta care încă este. Dar vreau să te întreb ce nu ți-a plăcut la anul ăsta. Adică ce aș fost așa și te gândești, nu vreau să fie și în 2022. Sincer, tot ce, chiar și momentele care nu au fost tocmai frumoase sau că se mai întâmplă. Nu putem să pot să spun acum că am ochelarii roșii, totul este perfect. Da, se mai întâmplă. Da. Dar eu cumva sunt mulțumită pentru tot ce s-a întâmplat și toate lucrurile mai puțin frumoase le las și vreau foarte mult de la 2022 să vină cu aceiași oameni pe care am de ani de zile alături, să nu-i dezamăgesc nici eu, nici ei pe mine, să avem piese frumoase, concerte, colaborări și să fim cu toții sănătoși. Asta este ceea ce ne dorim cu toții. Eu anul ăsta te-am redescoperit acum pe final de an, când ai avut tu momentul ăla de așa, maximă intensitate pentru tine, cu nunțele și cu
prezentările și te-am redescoperit în sensul că te-am văzut foarte directă și foarte, știi, ca o luptătoare din aia care te-ai apărat cum ai putut cu toate argumentele. Așa ți stă în fire sau pur și simplu te-a rănit momentul ăla? Oamenii care mă cunosc știu că cunosc că sunt pentru dreptate. Deci dacă am greșit, eu sunt gata să, să-ți las de la mine, nu cade nicio corană de pe cap, nu, Doamne ferește. Dar atunci când sunt învinovățită pe nedrept, evident că mă apăr și eu cred că este și normal, pentru că dacă aș fi cu musca pe căciulă, aș tăcea și... Da, numai dar oamenii care... Mai ales atunci când chiar cumva pătează imaginea și nu este plăcut, pentru că știi cu cât... Tu știi foarte bine cu câtă muncă ne dărâmim la evenimente și nu dormim, nu stăm, stau toată noapte pe tocuri, deci când am piese foarte grele. Dar de ce lumea vine până într-un sfârșit? Adică eu înțeleg așa, a fost sărbătoare, a fost vesel, a fost bine. De ce la sfârșit să ai niște, adică... Până la urmă, după câte am înțeles, a fost în comentariu, nu, deci nu era o persoană la care noi am participat, pentru că comentariul ulterior a fost șters, da. Adică pur și simplu cineva n-avea ce face. Comentariul ulterior a fost șters și eu cam bănuiesc cine, pentru că eu am așa un feeling aparte. Crezi și tot că cineva din colegi? Nu vreau să dau nume, cei ce am eu așa pentru mine, las. Pentru că de ce mine? Zic, a fost foarte mare tam-tam și stres și asta și te gândești, măi, chiar așa? Și că încolo, de fapt... Da. Deci dacă comentariul era să rămână și persoana era să vină cu careva argumente, video, foto, dar din moment ce foarte. Persoana a băgat cu adună... Dar nu prin ce ai trecut, adică e iurea așa, da, știi? Da, e în regulă, eu deja sunt obișnuită să fac ceva frumos și nimeni să nu atragă atenția. Și lumea cum ceva nu este bine, frumoși. Cum deodată se face mare tam-tam. Și sincer să zic, sunt un pic supărată pe cei din presă care nu au cerut de la mine nicio explicație. N-a fost, pur și simplu au preluat informația și cumva chiar... Nu sunt genul de persoană care intră în scandaluri și totdeauna sunt deschisă față de presă, față de jurnaliști și cumva așa mi-a lăsat un gust amar. Dar iarăși mi-a făcut concluzii. Noi am zis să te întrebăm, să nu dăm nicio știre, să te întrebăm când vii și de asta te-am întrebat. Da, uite, asta apreciez că corectitudinea și de fapt eu sunt genul de persoană, corectitudinea peste tot. Dacă chiar se mai întâmplă, greșim cu toți, suntem da, oameni, nu suntem robi, să greșești, poți mai fi într-o stare, ai avut ceva, te-ai certat, nu te simți bine. Bine, ai febră, multe se pot întâmpla, da? Dar vină, întreabă, cere o părere, nu neapărat să-i pur și simplu să prelești. Să... Știi cum și vorba poetului, ce e val, cavalul trece. Da, dar să nu vorbim despre lucruri urmite. Să rămânem la toate rece. Da. De pregătit un colind. Da, vreau să vorbesc despre el. Spune despre acest colind pe jurnă înainte de al cânta. Este un colind foarte, foarte mult așteptat de mine. Primul colind de autor din cariera mea. Wow. Se numește Minune de Crăciun. Ce frumos. Este scris melodia de Aurel Chirtoa și textul de eleva mea și tânăra interpretă Laura Mogorean. Ce frumos! Da, și aranjamentul este făcut de Marian Ungur și cu soțul meu, Marcel Ștefăneț. Deci de s-a lucrat. Să știi că am eu un gând că până la final de an și un videoclip ar de prinde ce nu? Bine. Până la Crăciunul pe stil vechi, exact, mai e, reușești. După concert, după nunta care ai filmat-o 20 de ore în care ai fost mireasă, eu cred că un videoclip faci neapărat. Aha, să înțeleg că și un videoclip ar cere ca să fie la final de an. Bun, o urare pentru cei de acasă înainte de a cânta acest colind. Și pentru voi și pentru toți cei care ne priviți în aceste clipe, să fiți fericiți de sărbători și nu doar anul care vine să vă aducă foarte multă bucurie, fericire, sănătate și pe toți cei dragi alături întotdeauna, oricând o să aveți nevoie de ei și să vă simțiți bine alături de ei. La mulți ani, Crăciun fericit! La mulți ani și vouă, să petreceți bine și să-i bucurați pe cei din Dublin. Da, o să ne străduim. Și vacanță frumoasă, o să reușiți să mergeți și în vacanță. Mulțumim din suflet, Cornelie. Și eu vă mulțumesc.